Matei 15, versetul 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul că-și strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând, Doamne, ajută! Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Amin. Doamne, te rog, Tu să ne vorbești. Amin. Te rugăm, Tu să ne tămăcești cuvântul acesta. Amin. Dă-ne, Doamne, cuvântul Tău care este viața. Amin. Dă-ne cuvântul Tău care este adevărul. Și dă-ne-l prin Duhul Sfânt spre slava numelui Tău, Tată. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul! Amin! Știți că viața care învinge are trei mari ingrediente. Credință, speranță și dragoste. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Oamenii inteligenți, dar și înțelepți, trăiesc prin credință, nădejde și dragoste. Amin! Amin. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă pentru această seară un mesaj pe care îl consider fundamental pentru tineri, pentru adulți și pentru vârstnici. Este un mesaj de care cred că avem nevoie din când în când. Este un mesaj de care cred că Dumnezeu se folosește pentru a ne încuraja, pentru a ne îmbărbăta, pentru a ne transforma. Eu trăiesc în lumea creștină din România, însă în lumea creștină, din nefericire, sunt încă multe probleme. În familiile creștine sunt multe probleme. Și pentru că stau de vorbă zilnic aproape, fie pe telefon, fie pe internet, cu oameni din multe părți ale Pământului și le știu nevoile și ei se confesează în fața mea, chiar dacă nu mă cunosc, sau mă rog, mă cunosc, dar nu ne vedem față în față, mi-am dat seama că trăim într-o lume descurajată, într-o lume confuză. Trăim într-o lume care are nevoie de Dumnezeul Bibliei și Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul nădejdii. Dumnezeul acestei biserici, stânca, este Dumnezeul speranței. Amin. Este Dumnezeul care nu lipsește în nevoie, glorie acestui Dumnezeu. Amin. Și pentru că mesajul din această seară este unul de care toți avem trebuință, vă rog să-l ascultați, dacă se poate, cu toată atenția și vă rog să-l primiți nu numai în mintea dumneavoastră, ci vă rog să-l primiți și în Duhul dumneavoastră. Amin. Să-L primiți în fiecare celulă din viața dumneavoastră. Abilitatea de a realiza o viață plină de binecuvântare, dar și de succes. Abilitatea de a avea o viață plină de deznădejde. Constă într-o alegere pe care noi trebuie să o facem zi de zi. Abilitatea de a avea binecuvântare sau de a avea insucces în viața noastră, fie spiritual, fie economic, fie sentimental, constă într-o
Singura alegere pe care trebuie să o facem noi în fiecare zi în viața noastră cotidiană, acea singură alegere, acea singură hotărâre determină bucuria. Acea singură hotărâre din inima noastră determină pacea în viața noastră. Acea singură hotărâre din inima noastră determină calitatea căsătoriei noastre. Acea singură alegere din viața noastră determină succesul profesional, determină fericirea copiilor noștri și determină chiar și destinul sufletului tău. Este atât de importantă alegerea aceea, încât aș vrea să rămânem la ea în toată această seară, în minutele care le mai petrecem în locul acesta, în închinare, în ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Această singură hotărâre sau alegere pe care trebuie să o facem în viața noastră va determina factorul de stres intern. Această singură alegere din viața noastră va determina capacitatea de a transforma ura în dragoste, respingerea în atracție și frica în triumf. Este atât de importantă alegerea aceasta, hotărârea aceea, constă în cum să alegi. Hotărârea aceea este cum să alegi, să reacționezi la ceea ce ți s-a făcut, cum să alegi să reacționezi la situația în care ești, sau la ce ți se face, sau la ceea ce ți s-a făcut ție de cineva în trecut. Știți cum se numește această alegere fundamentală și hotărâre pe care fiecare dintre noi trebuie să o luăm aproape în fiecare moment din viața noastră? Se numește atitudine. 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 Atitudinea, frați și surori, și pentru că noi suntem o biserică de tineri aici. Mulțumesc de amintul puternic. Și mai ales al tinerilor la mine. Pentru că noi suntem aici o biserică, vă spun foarte serios, o biserică de tineri și majoritatea din biserica aceasta suntem tineri și lucrul acesta este extraordinar, slavă Domnului, și mulțumesc că mă încurajați și mă susțineți. Trebuie să rețineți adevărul din această seară. Atitudinea. Atitudinea este alegerea aceea, este hotărârea aceea pe care trebuie să o avem și de care trebuie să ținem cont aproape în fiecare moment al vieții noastre. Pentru că atitudinea ta îți va determina succesul și în viața aceasta, dar și în viața de dincolo. Amin. Amin. Atitudinea. Atitudinea este un cuvânt miraculos. Atitudinea este o stare la care trebuie să gândim fiecare dintre noi și atitudinea este un fenomen care, de care fiecare dintre noi trebuie să avem mare, mare, mare grijă. Să știți că spiritul uman, un pompier în 11 septembrie 2001, care a salvat multe vieți acolo în New York la bombardarea celor două blocuri gemene, a spus o chestiune foarte interesantă și a zis așa: spiritul uman nu e măsurat prin dimensiunea tragediei, ci spiritul uman este măsurat prin dimensiunea inimii. Spiritul uman, continuu eu, este măsurat prin atitudinea ființei mele interioare. Fie că ești tânăr, fie că ești la jumătatea vieții, fie că ești vârstnic și ești la vârsta a treia, atitudinea este fundamentală în viața noastră. Și să știți că Dumnezeu este foarte atent la atitudinea noastră. Dumnezeu este foarte atent la ființa noastră interioară. Și Apostolul Pavel, la un moment dat, ne spune să fim foarte atenți la omul din lăuntru. Să fim foarte atenți la omul nostru interior, la omul din lăuntru. Zice Pavel să fim foarte atenți și Domnul Iisus zice să fim foarte atenți la omul ascuns al inimii. Să fim foarte atenți la atitudinea care este în omul ascuns al inimii.
Dar cum, ce este atitudinea? Atitudinea mea și a ta este un sentiment interior exprimat prin conduita ta exterioară. Asta este atitudinea. Atitudinea este un sentiment, o stare interioară exprimată prin conduita ta exterioară. Însă să știți o chestiune care am văzut-o la mine, am văzut-o mai ales la alții, că întotdeauna pe alții văd mai bine decât pe mine. Nu știu dacă și dumneavoastră sunteți toți cam așa, dar parcă întotdeauna pe alții îi văd mai bine și decât pe mine. Însă să vă spun o chestiune foarte interesantă. Atitudinea ta este văzută de toți, fără ca tu să spui un cuvânt. Atitudinea pe care o ai este văzută de toți, fără ca tu să spui vreun cuvânt. Și nu trebuie să spui niciun cuvânt celui de lângă tine. Pentru că atitudinea ta se vede. Lucrul acesta mi-a dat foarte mult de gândit. Deci atitudinea este un sentiment interior care se exprimă prin conduita ta exterioară. Încă ceva. Atitudinea ta trădează adevărata ta identitate. Ceea ce vă spun în seara asta nu-i filozofie. Este adevăr și este, imediat vom vedea că este un adevăr fundamental găsit în Cuvântul lui Dumnezeu și fără o atitudine sănătoasă și fără o atitudine înțeleaptă și fără o atitudine deșteaptă, dacă vreți, să știți că Dumnezeu ne va ignora. Lui Dumnezeu îi atrage atenția doar atitudinea pozitivă. În rest, Dumnezeu ne ignoră. Și poate că mi se pare ciudat ceea ce vă spun, însă aceasta este realitatea pe care am găsit-o și în Vechiul și mai ales în Noul Testament. Nu ai o atitudine bună, Dumnezeu te ignoră. Te poți ruga. Nu ai o atitudine bună, Dumnezeu te lasă în pace, te ignoră. Poți să cânți, poți să predici, poți să înveți. N-ai o atitudine pozitivă, n-ai o atitudine înțeleaptă, n-ai o atitudine biblică, Dumnezeu te vede, dar n-are cum să lucreze în viața ta. Atitudinea ta trădează adevărata ta identitate și atitudinea ta, fii atent, este rădăcina tuturor relelor tale. Pentru că din cauza atitudinii tale, viața ta este dificilă, este negativă, este rea, este dificilă. Din cauza atitudinii tale negativă, viața ta este negativă. Și încă ceva despre atitudine, foarte important, și mi-am notat aceste lucruri ca să le țin minte. Atitudinea pe care tu o ai, îți este cel mai mare aliat sau îți este cel mai mare dușman? Atitudinea. Îți este ori prieten foarte bun și prieten la nevoie, ori îți este un dușman foarte periculos, pentru că atitudinea ta îi atrage pe oameni spre tine sau îi îndepărtează. Și exact așa se întâmplă și cu Dumnezeu. Atitudinea ta ori îl atrage pe Dumnezeu spre tine, ori îl rejectezi, ori respingi pe Dumnezeu din prezența ta și Dumnezeu nu poate să lucreze. Atitudinea ta și a mea, bineînțeles, determină calitatea relațiilor tale pe care le ai cu cei din jurul tău, dar atitudinea ta determină și relația pe care o ai cu Dumnezeul tău. Atitudinea fraților, atenție fetele, atenție băieții, atenție domnii, atenție doamnele. Atitudinea este foarte importantă pentru că determină calitatea relațiilor pe care o ai tocmai cu Dumnezeu. În textul acesta pe care l-am citit și este un text fenomenal. Auziți ce spune Evanghelistul Matei, care era prezent acolo lângă Domnul Iisus. Zice Matei așa, că Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către Iisus. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui Dumnezeu, fiică mea este muncită rău de un demon. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor.
Ucenicii s-au simțit jenați că Domnul Iisus n-a zis niciun cuvânt. Știi? Este aceeași atmosferă care se întâmplă la rugăciune, când zice pastorul, rugați-vă și nimeni nu se roagă. Și e penibil când este pauză foarte lungă, nu vă simțiți așa un pic stingheriți și îți vine să... Te simți așa? Cam așa s-au simțit ăștia, ucenicii. Domnul Iisus nu i-a zis, când femeia se duce și strige, spune, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, știi? Și face călăcie mare și își atrage atenția, știi? Ca o femeie, știi? Care are ceva de spus și vrea să atragă atenția. Ucenicii se simt jenați și au zis, Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat de el și l-au rugat să-l uită, spune, dă-i drumul că strigă după noi, adică ne face de rușine asta nu tace, asta are gură mare, știi? Acum, gura asta, prin cuvintele, Doamne, îndură-te de noi, știi? Există câte un bărbat care are gură mare de tot, dar există câte o femeie care are gură și mai mare de tot. Doamne, îndură-te! Însă, știți ce? Aș vrea să învățăm în acea seară de aici, fraților. Un lucru fundamental, și trebuie să mai citesc încă o dată, dar citesc cu scop a doua oară textul acesta, ca să ne intre bine în Duhul nostru. Dă-i drumul că strigă după noi, a zis ucenicii jenați. Drept răspuns, Iisus a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Asta nu era dintre evrei, femeia. Dar ea a venit și s-a înclinat zicând, Doamne, ajută-mă. Asta este atitudine. La asta mă refer. La atitudinea acestei femei. Asta este atitudine pozitivă. Și citesc mai departe. Drept răspuns, el a zis, nu este bine, și acum Domnul Iisus intră în dialog cu ea, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și auziți acum atitudine. Da, Doamne, i-a zis el. Dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor. Asta e atitudine. Asta este atitudine. Asta este atitudinea care atrage atenția Domnului. Când ajung în cer, după ce mă voi închina Domnului Iisus și Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, vreau neapărat să mă duc să o cunosc pe femeia asta. Serios vă zic, am de gând să fac chestiunea asta. Pentru că a avut o atitudine atât de impresionantă, adică atât de pozitivă, încât știți cum am numit-o eu? Am avut o predică, sau mă rog, voi avea, sau nu mai știu, am avut. Femeia care l-a învins pe Hristos, este asta. L-a biruit. În sensul pozitiv. L-a biruit. A avut atitudine, domnilor. Domnul Iisus n-a vrut. Zice, eu sunt trimis la oile. Știa Domnul ce face. Bineînțeles că Domnul Iisus e Dumnezeu. Glorie Lui. Amin. Știa Domnul ce face, că Domnul Iisus nu greșește. Însă când a văzut atitudinea acestei femei, Domnul Iisus a cedat. Și a spus, ok, uite, îmi schimb planul. Îmi schimb toată gândirea. Îmi schimb tot. De ce? Din cauza unei atitudini pozitive. Hai să învățăm de la femeia aceasta. De aia am zis că în cer o să mă duc să stau de vorbă cu ea un pic. Și pentru că vreau să cunosc, pentru că mi-a atras atenția femeia aceasta. Nu numai mie, că eu cine sunt eu, dar i-a atras atenția lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos e Dumnezeu adevărat, e Dumnezeu adevărat, gloria lui Dumnezeu. Și au zis, atunci, da, Doamne, atitudine, a zis el. Dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta. Și merge mai departe Domnul Iisus și zice așa, aceste doamne, aceste mame, aceste mămici, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Nicăieri în Scriptură nu veți mai auzi pe Domnul Iisus spunându-i cuiva, facă-ți-se cum voiești. Adică, uite, fac tot ce vrei tu. Nicăieri. Doar la această femeie se adresează așa și din ce cauză? Din cauza atitudinii acestei femei. Ei, despre puterea atitudinii pozitive aș vrea să mai rămânem, să mai învățăm câteva clipe în această seară. Însă, fii atent, predica din această seară este foarte periculoasă.
câteva luni de zile în urmă, stăteam de vorbă, comunicam pe internet cu cineva din țară și mi-a cerut site-ul de la biserică să vadă cum ne închinăm în ăsta, că știți că suntem urmăriți, știți asta, da? Pe internet. Țara vrea să știe cine suntem, ce predicăm, cum ne închinăm, vorbesc foarte serios. Asta, Europa vrea să știe, lumea vrea să știe. Nu numai despre noi, despre tot ceea ce se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu. Și mi-a cerut site-ul și i-am dat adresa electronică a bisericii și i-am spus așa. Zic, fii atentă că dacă asculți predicile mele, și am făcut eu pe grozavă, am spus, dacă asculți predicile mele, zic, riști. Așa am spus. Am vrut să-i atrag cumva atenția. Dacă asculți predicile mele, riști. Și îmi scrie înapoi, zice, ce risc? Zic, riști să te pocăiești. Zic, ăsta e riscul. Deci dacă asculți, pentru că orice predic o asculți până la urmă, dacă o asculți cu atenție, riști să te pocăiești, riști să fii transformat. Amin. Știți că după luni de zile mă tot ascultă și pe Cătălin și pe toți care trec pe aici îi ascultă și spune, într-adevăr, ați avut mare dreptate. Ați avut mare dreptate. Este riscant să asculți o predică. Și am zis, uite, bă, că funcționează. Funcționează. Este atât de important, fraților, să rețineți mesajul din această seară. Este atât de important să reții mesajul din această seară, însă ascultând mesajul sau meditația asta din această seară, riști. Știți care este riscul acela? Riști să pleci de aici cu atitudine pozitivă. Amin. Și dacă pleci de aici cu atitudine pozitivă, riști ca toată viața ta să se transforme. Amin. Dacă pleci de aici cu atitudine pozitivă, riști, e un risc plăcut în cazul acesta, riști să atragi atenția chiar a lui Dumnezeu însuși. Amin. Exact așa s-a întâmplat cu femeia aceasta. Când Domnul Iisus Hristos a văzut atitudinea acelei doamne, acelei mame, a zis o femeie, facă-ți-se cum voiești tu. Așa că toți am vrea să-i atragem Domnul Iisus Hristos atenția în felul acesta. Și așa că toți am vrea să auzim de la Domnul Iisus Hristos măcar cuvintele acelea. Măcar o dată în viață. O, bărbatule, o femeie, o băiatule, o fată, facă-ți-se cum voiești tu. Și aș fi foarte curios ce i-a cere Domnul Iisus. Dacă în această seară Domnul Iisus vine cu o listă, știi, în dreptul tău, și te-ar întreba ce voiești să-ți fac, sunt foarte curios ce i-ai cere Domnului. Însă lucrurile nu funcționează așa. Lucrurile nu funcționează așa. Lucrurile funcționează altfel. Așa cum deja ați auzit până acum. Domnul este foarte interesat în atitudinea ta. Atitudinea pe care tu o ai, are o putere extraordinară. Atitudinea mea are o putere extraordinară asupra mea, dar și asupra lui Dumnezeu. Atitudinea pe care tu o ai, are o putere extraordinară și asupra celor din jurul tău. Atitudinea ta, și ceea ce vă spun nu este noutate, atitudinea ta are o putere extraordinară asupra familiei tale, asupra soțului, asupra soției tale, asupra copiilor, asupra părinților. Atitudinea are o influență ori cu semnul minus, ori cu semnul plus. Însă dacă suntem puțin înțelepți în această seară, ne vom schimba semnul din dreptul atitudinii și ne vom lupta pentru semnul plus. Alo, amin. Semnul plus în dreptul atitudinii și în față și înainte și după atitudine, semnul plus sau măcar înainte. Nevoile, am citit o chestiune, o statistică foarte interesantă și de aia vreau să vă spun și dumneavoastră cât pot eu de bine. Nevoile primare ale oamenilor, ale tuturor oamenilor, par să fie doar trei. Nevoile primare ale tuturor oamenilor de pretutindeni, de pe orice meridian, din orice vreme, din orice secol, sunt considerate a fi acestea. Sănătate, bani și dragoste.
Acum, să nu faceți unii pe prea pocăiții cu mine în seara aceasta aici, să ziceți, frate, noi n-am nevoie, noi nu avem nevoie de bani. Să nu spuneți așa că nu vă cred, că nici nu să nu vă credeți, dar eu din când în când îi salut pe unii amici, pe unii frați, surori, Domnul să te umple de Duhul Sfânt, de sănătate și de bani. Și unii înțeleg și zic amin la toate trei. Alții și altele sunt atât de spirituale încât spun ultima nu mă interesează. Zic, bă, e sigur că nu te interesează? Ești chiar sigur că de bani? Nu, zic, atunci dă mie banii care tu îi primești dacă n-ai nevoie de bani. Astea sunt nevoile. Se pare că astea sunt nevoile, spun sociologii, sunt nevoile fundamentale ale oamenilor. Sănătate, bani, și când mă refer la bani, mă refer să ai bani de alimente, să ai un adăpost și pentru relaxare, pentru distracții, că acum este modern. N-ați auzit, în plină criză, românii s-au dus la distracții de miliarde de euro. În plină criză, deci face parte, se pare, că din nevoia fundamentală a omului, spre surprinderea mea, spre șocul meu, a fost acum 10 ani, am fost șocat. Când Dita mai pastorul, mă refer la kilograme, vine din Statele Unite un grup de americani și cu care m-am împrietenit foarte bine în final și, mă rog, Dumnezeu este Cel ce a lucrat așa. Și unul dintre ei s-a recomandat. Eu sunt cutare și zic, ești pastor? Da. Zic, ce fel de pastor ești? Zice, eu sunt pastorul cu timpul liber. Se uite așa, m-am uitat. Eu nu mă uit câși, dar atunci cred că mi s-a părut că n-aud bine. Zic, ce fel de pastor ești tu? Păi zice, eu sunt pastorul cu timpul liber. Zic, cum, domnule, explică că cu bitonul nu merge bine. Și știți ce mi-a explicat? Și atunci am început. Eu sunt pastorul în biserica noastră. Până atunci n-am știut că există asemenea pastor și de atunci n-am început să-mi placă ideea. Să fii pastorul cu timpul liber. Și care este ideea? Eu sunt pastorul care mă ocup de timpul liber al fraților și surorilor din biserică. Adică organizez excursii, organizez tabere, organizez campuri, organizez distracții, organizez câte o ieșire cu tineretul. Zic, mă, dar noi n-am avut conceptul ăsta în România până atunci. Cătălin, deci n-am avut, noi știam, domnule, mă duc acolo, dă-i muncă, când colo vin ăștia și am zis, mă, stai mă, că ăștia sunt totuși mai luminați un pic decât noi. Dar am zis, domnule, spune-mi și mie școala pe care tu ai urmat-o. Și mi-a spus teologia cu tare, seminarul cu tare, treabă serioasă. Și zic, acum există pastor care se ocupă de timpul liber al fraților și surorilor. Da, zice. Eu în asta m-am specializat. Și încep să-mi dau seama, fraților, că relaxarea sau distracția, mă rog, în ghilimele, cum vreți să puneți, face parte din nevoia ființei noastre. Avem nevoie din când în când să ne odihnim. Avem nevoie din când în când să ne ducem în concediu. Ziceți amin. Amin. Îmi place că aveți nevoie ale mele. De la tatăl meu am învățat cum să nu fac un lucru. Tatăl meu a fost pastor vreo 50 de ani. Acum este în cer și mă vede de acolo. Și mama mea la fel și toți care s-au dus sfinții înaintea noastră. Însă știți ce am învățat de la tatăl meu cum să nu fac. Deși uneori mi-a mai scăpat la trecut ani și n-am reușit. Tatăl meu, probabil că vreo 50 de ani de activitate pastorală, de vreo 2 sau 3 ori și-a dat concediu. I se părea nepotrivit să spună bisericii plec în concediu. I se părea foarte lumesc să spună bisericii îmi iau o lună de concediu pe an. I se părea foarte nepocăiește să zică bisericii fraților plec în concediu. Așa a gândit, așa a practicat, așa a trăit. Fără concediu. Când eu am ajuns pastor la rândul meu, primul lucru care l-am făcut în primul an, mi-am luat concediu. Serios, vă spun eu. Mi-am luat concediu. Pentru că știți ce am văzut? N-a fost mai respectat ca alții care se duceau în concediu.
Și taică-mi-o credeau că baptiștii o să ridică statuie. Nu știu dacă credea așa, dar poate gândea. O să-mi ridice așa statuie, că nu mă duc în mănceriu. Nu s-a întâmplat, că până acum n-am văzut nicio statuie, știi, la Sibiu. Însă, era un pastor de modă veche, care considera că el trebuie să stea tot timpul în mijlocul turmei, trebuie să tot timpul să muncească, că este păcat să te duci în concediu. Și zice, la ce concluzie am ajuns? E păcat să nu te duci în concediu. E păcat să nu te relaxezi, pentru că ceea ce vă spun în seara aceasta face parte din nevoia fundamentală a ființei noastre. Este vorba de sănătate, este vorba de bani, așa cum am amintit, pentru alimente, adăpost, distracții sau relaxare și dragoste. Însă vă rog să rețineți, unul dintre, auziți ce spune statistica asta, mi s-a părut foarte logică și foarte bună, unul dintre modurile de a atinge aceste obiective este să fii bogat și prosper, știi? Ca să ai sănătate, să ai bani, să ai distracții, trebuie să fii bogat și prosper. Însă, după cum există oameni bogați, și oameni săraci în lume, tot așa există și țări bogate și țări sărace în lume. Dar vă rog să rețineți, diferența dintre țările bogate și țările sărace nu constă în vechimea lor. Și acum vă dau două exemple și tare mi s-a luminat mintea după ce am citit articolul acesta. India și Egipt există de mii de ani, dar sunt țări foarte sărace. Și știți ce se întâmplă acum în Egipt în zilele astea? India și Egipt sunt țări foarte, foarte vechi, există de mii de ani, dar sunt sărace. Spre deosebire, cu alte două țări pe care vi le amintesc, Australia și Noua Zeelandă, care până în urmă cu 150 de ani nu erau cunoscute. Ele sunt înființate de vreo 200 și un pic de ani. Însă Australia și, eu vă spun din experiență personală, Australia și Noua Zeelandă, până în urmă, cu 150 de ani, erau necunoscute, dar astăzi sunt printre cele mai reușite și bogate țări și dezvoltate țări din lume. O zice cineva, frate Daniel, de ați nebunit, de v-ați întors în România. Zic, nu, cred că doar atunci m-am luminat că m-am întors în România. E adevărat că din când în când îmi vine să plec înapoi, când văd sistemul ăsta penibil din România, însă de asemenea, trebuie să vă mai spun că deocamdată chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o este în România. Este în locul acesta, nu este în altă parte. Însă, diferența dintre aceste țări nu este nici în resursele naturale pe care le posedă, nici în alte câteva lucruri pe care vreau să vi le amintesc. Japonia, de exemplu, am citit și am văzut, este și are un teritoriu foarte mic și muntos. Și nu este absolut, Japonia vorbesc, nu este absolut deloc potrivit pentru agricultură și pentru creșterea vitelor și animalelor. Cu toate acestea. Loc mic, muntos, aspru, dur. Cu toate acestea, deși nu au nici petrol și nici minereuri naturale, totuși este a doua putere economică din lume. Mi-a tras atenția. Japonia, spunea specialistul acesta, sociologul ăsta, specializat și în economie, e ca o fabrică plutitoare, zice el, care importă materie primă din toată lumea, o aduce în țara lor aia mică, muntoasă, cu o climă ciudată, o prelucrează, iar produsul rezultat îl trimite înapoi în toată lumea. Așa se acumulează bogății. Și Japonia este una dintre cele mai reușite țări din lume. Una dintre cele mai scumpe țări din lume. Mi-ar place cândva să vizitez Japonia. Este o țară diferită de Europa și de întreaga lume și s-au impus. Elveția este la fel. Să vă dau un exemplu. Elveția este fără acces la mare, dar deține una dintre cele mai mari flote maritime din lume. Mai nici n-am știut asta până când recent am primit informațiile acestea care m-au pus foarte serios pe gânduri. Elveția n-are arbori de cacao, însă produce cea mai bună ciocolată din lume. Deși n-are arbori de cacao, reține și adevărul acesta. Ciocolata știți că se face din cacao. În puținii ei kilometri pătrați pe care îi deține, auziți ce fac elvețienii? Ați fost în Elveția. Auziți.
În puținii ei kilometri pătrați pe care îi deține, crește vite și face agricultură numai 4 luni pe an, că în rest e fric. Pe acolo, prin Elveția, au numai munți. Și știți, mai mulți și munți din Elveția. Însă, deși deține și crește vite și face agricultură numai 4 luni pe an, auziți, Elveția are cea mai bună producție de lactate din Europa. Păi, ne-am dat iarăși de gândit. Și noi avem aici câmpie și Banatul, câmpia Banatului și câmpia Legatului și în sud și în est și în vest. Domnule, și avem unde... Auziți, încă ceva. Elveția este o țară în care siguranța, ordinea și munca are cunoaște toată lumea și toată Europa, au transformat-o în casa de bani a lumii. Unde sunt cele mai faimoase bănci? Cele mai sigure bănci? Tot în Elveția. Și ei sunt așa un pic, două, trei județe de ale noastre este Elveția. Dar cum? Nici inteligența oamenilor nu face diferența între bogăție și sărăcie. Nici resursele naturale nu face diferența între sărăcie și bogăție. Nici vechimea unei țări nu face diferența între sărăcie și bogăție. Și lucrul acesta, repet, nici inteligența oamenilor nu face diferența între bogăție și sărăcie. Și lucrul acesta este văzut în viața studenților care dintr-o țară săracă se duce într-o țară occidentală și învață acolo și se descurcă la fel de bine ca orice student din țara aceea avansată și occidentală. Și așa se întâmplă și cu noi când vin unii studenți din țări sărace în România și când noi românii ne ducem ca studenți în alte țări din lume. Și un alt exemplu notabil, știți care este? Este văzut la managerii care ne vizitează, administratori de firme, de coloși din ăștia, de companii mari, care ne vizitează țara și vorbim cu ei, spun specialiștii, ne dăm seama că acești manageri nu au o capacitate intelectuală mai mare decât noi românii. Cu toate acestea, fraților, nici chiar rasa nu face diferența între bogăție și sărăcie. Ești alb, negru, galben, albastru, roz. Nu asta este diferența. Nu asta este diferența. În rasă, în culoarea pielii. Nu asta este diferența. În ce constă diferența? Și ne întoarcem înapoi la subiectul nostru. În atitudine. Și acum închei. Spunând încă un lucru. Bine, eu când zic închei, mai durează vreo 15 minute. Nu e chiar așa. Poate să fie și mai mult. Vreau să în încheiere să vă mai rețin încă câteva clipe atenția. Dacă vă interesează puterea atitudinii pozitive în viața noastră, care este diferența între țările bogate, țările sărace? Atitudinea. Puterea atitudinii pozitive în viața oamenilor. Și este atât de important, fraților, și mai ales și ce sunteți la începutul sau la mijlocul sau la sfârșitul vieții, este atât de important să începem să ne dăm seama cât de puternică este influența atitudinii asupra mea, în primul rând. Și, formă, asupra celorlalți. Să ai o atitudine pozitivă. Să ai o atitudine pozitivă este fundamental. Atitudinea oamenilor face toată diferența. Studiind comportamentul, și vă rog să rețineți și informația aceasta, este teribil de importantă, studiind comportamentul oamenilor din țările bogate, descoperim următorul aspect. Că marea parte a populației respectă următoarele reguli. Și au zis regulile, care le respectă țările acestea dezvoltate, care n-au resurse grozave, dar sunt foarte bogate, civilizate și dezvoltate. Și auziți, care sunt regulile? Asta nu este un studiu creștin, nu este o statistică creștină, este o statistică socială și economică. Auziți, oamenii din țările civilizate și dezvoltate, și am tot primit pe internet niște mesaje acum, inclusiv de la Emanuel Golub, am primit un mesaj interesant despre educația din Finlanda. Măi, m-au pus pe gânduri ăștia, așa ar trebui să vă dau,
să o aduc aici, să o citiți, să o pun pe un stic și să o aduc duminică să o citiți, să vedeți ce țară este aia, domnule, că am rămas uimit. Sunt undeva acolo, spre Pol, e frig, dar este cea mai civilizată și cea mai curată țară din toată Europa și poate chiar din toată lumea. Dar auziți, comportamentul oamenilor din țările bogate, ei respectă câteva reguli. Mi-am notat vreo 10-11 reguli. Vă rog să vi le notați și dumneavoastră dacă aveți ceva de scris. Dacă nu, oricum se filmează. Unul, prima regulă. Țin cont de etică. Etică. Etică în aproape tot ce fac. Doi. Țin cont de ordine. Asta este regula numărul 2. Ordine. 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 Trei. Curățenie. Curățenie. Patru. Cinste. Onoare. 5. Integritate. Integritate. 6. Punctualitate. Punctualitate. Dar cât ați venit la biserică? Să nu vă mustru, doar cu o întrebare. Știi? Punctualitate. Punctualitate. Știi? Păi începe slujba la 7, eu vin la 7:30. Începe slujba la 10, eu vin la 10:07. Vin la 10:30. Începe slujba la 6, eu vin la 6:30. Păi, asta e punctualitatea lui Pește. Doamne, iartă-mă, știi? Dar, Doamne, dă-ne înțelepciune să pricepem că trebuie să ne schimbăm atitudinea dacă vrem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră. Deci punctualitatea e punctul numărul 6. Numărul 7, responsabilitatea. Responsabilitatea. Oameni responsabili. Domnilor, când mă apuc de o chestiune, păi o fac cu responsabilitate, nu flușturatic și doar de suprafață. Numărul 8. Respect pentru legi și regulamente. Respect pentru lege și pentru regulamente. Numărul 8. Respect pentru drepturile celorlalți. Aici se duc un pic în extrem. Asta este 9. 10. Dragostea pentru muncă. Dragoste. Asta este o altă parte a atitudinilor. Dragoste a regulilor de care țin cont. Și numărul 11, și asta vă rog să rețineți, efortul de a face economii și cheltuială a banilor cu chipzuință mare. Efort de a face economii și cheltuială, dar cu chipzuință. Să fii atent, știi? Prin modul în care îți cheltuiești banii, eu cam știu ce fel de om ești. Nu numai cât dai pentru Domnul. Mie îmi spune foarte mult despre tine cât dai tu la casa lui Dumnezeu. Dacă dai 10 euro sau nu. Dacă dai 10 euro, eu știu care este atitudinea inimii tale și relația ta cu Dumnezeu. Dacă nu dai, înseamnă nici nu zgârcit și gata. Și nici să nu te aștepți ca Dumnezeu atunci să deschidă zăgazurile cerurilor pentru tine. Însă, închei spunând așa, în țările sărace, numai o parte se conduce după regulile acestea zilnic. Și acum trebuie să aplicăm doar tot ceea ce am spus la noi, la mine, la tine. Domnule, când ți-ai băut sticla de apă plată, că mai bem numai apă plată, unde arunci petul ăla? Când ești în mașină? Sau unde l-arunci? Când ți-ai desfăcut banana și portocala și una și alta, știi? Și e un genia când ai mâncat-o, știi? Și rămâne ceva în mâna ta, în gunoi. Unde l-arunci? Asta spune ceva despre tine, despre identitatea ta. Amin. Domnule, când vii la casa lui Dumnezeu, cum vii? Știi? Și asta spune ceva despre identitatea ta. Cum vii? Cum te îmbraci? Cum miroși? Cum vii când vii la închinare cu poporul lui Dumnezeu? Cum? Asta spune ceva despre identitatea ta. În țările sărace, însă, regulile acestea nu se aplică. Să știți că noi nu suntem sărași din cauza că țara noastră nu are resurse materiale. Bine, noi ne-am vândut țara. Nu noi. Ei au vândut-o. Așa? Însă, vă rog să rețineți. Noi nu suntem în România, și acum mă întorc la România, noi nu suntem sărași din cauza că natura este crudă cu noi. Că până acum, prin mila lui Dumnezeu, am scăpat de multe dezastre. Suntem săraci. Și din ce cauză? Și o ducem rău. Din cauza atitudinii noastre. Ca români. Doamne, iată-ne! Și să vă dau un exemplu. În România, cel puțin încă se întâmplă. De exemplu,
nu purtăm centură de siguranță. Unii, eu o port. Însă, domnule, în România nu se poartă, deși legea spune centură. Numai că trebuie să te duci până la Viena săptămâna viitoare și știi ce faci? În momentul când ai trecut granița, îți pui centura. Când ai ajuns la Ungheri. De ce? Că te gândești că pe români poți să-i mituiești. Încetul cu încetul nu o să mai poți mitui nici pe polițiști, că uite ce li se întâmplă. Știi? Au început. Ce poate fi. Însă, fraților, e vorba de atitudine. De atitudinea mea ca creștin român. De ce când sunt în Austria pot să respect regulile? Și când sunt în România nu le mai respect. De ce? Oare am dublă personalitate? Când sunt în România sunt unul și când mă duc în Austria sau în Germania sau în Spania sau în Budapesta sunt altul? Nu. E vorba de o atitudine sau, dacă vreți, de o minte confuză și Dumnezeu să se îndure de noi. Și ce facem noi? Noi punem vina mult pe guvern. Și e vina lor. Dar să știți că nu guvernul ne poate rezolva nouă problemele. Ei ne fac probleme. Ei nu ne pot rezolva nouă problemele. Dumnezeu ne poate rezolva problemele. Amin. Dar știți cum? Printr-o atitudine pozitivă. Și acum închei, ducându-mă încă un minut la femeia aceasta superbă despre care am citit în textul acesta superb din Matei, capitolul 15. Ea avea, eu amintesc doar trei atitudini ale ei, care l-au impresionat pe Domnul Iisus. Avea atitudinea credinței autentice. Și când Domnul Iisus a văzut credința ei, a zis, o femeie, mare este credința. Avea o atitudine specială a credinței ei. Și știi, când ai credință, ți se schimbă atitudinea. Amin. Amin. Când ai credință, nu mai poți, când ai credință adevărată, nu mai poți să trăiești ca nu mai poți să trăiești oricum. Când ai credință, ți se schimbă viața și ți se schimbă și gândirea. Când ai credință adevărată, când ai o atitudine pozitivă a credinței tale, ți se schimbă inclusiv familia și inclusiv copiii ți se schimbă. Amin. Hai să vă spun ce a făcut tata, dar nu o ziceți la nimeni. Nevastă mi-a plecat în Spania și eu sunt acasă cu păpuțele mele și cu fiul. Și ce-am făcut astăzi? Mi-am invitat fiul la masă. Și am spus, te invit la masă, eu plătesc. Și ce înseamnă aia? Că mi-am făcut timp să stau de vorbă cu el. Îl încerc să-l atrag. Încerc să mă apropii de el, pentru că este deja bărbat. Ok? 26 de ani. Am început să comunic cu el ca de la bărbat la bărbat. Dacă era femeie, ca de la femeie la femeie, dacă aveam fată. Însă, mi-am făcut timp, fraților, pentru că vreau să vad atitudinea mea față de el. Că este bună, că este pozitivă. Și am meritat să petrec o oră cu el acolo, chiar dacă m-a costat. Dar copiii ne costă. Știi? Când ai atitudine pozitivă, când ai atitudine pozitivă, inclusiv familia ta va vedea lucrul acesta. Când ai atitudine de credință, asta mai avut cu atitudinea de disperare. O disperare pozitivă. Și s-a dus la Iisus Hristos și și-a făcut femeia aceasta. A zis așa, ai milă de mine, Iisuse, Fiul lui David! Și nu vreau să strig mai tare, că ziceți că-s penibil. Dar așa s-a dus. Cu atitudinea disperării, dar era o disperare pozitivă, care i-a atras atenția lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! Amin. Și felicitări acelei femei. Atitudinea ei l-a mișcat și a mai avut încă o atitudine a insistenței, a persistenței, a consecvenței. Când Domnul Iisus i-a zis, nu dăm noi pâinea la căței. Credeți că s-a lăsat asta? Credeți că a cedat și a luat jucăriile și a plecat și s-a supărat și nu mai duc eu la Iisus Hristos niciodată. Că tot ea pierdea până la urmă. Știți cum suntem unii dintre noi? Când ne supărăm, nu mai venim la biserică. Dar, de fapt, aici Dumnezeu te vindecă. Amin. Și dacă nu mai vii, cui îi face rău până la urmă? Tot ție îți faci rău. Deci,
Asta este experiența mea și a noastră, a tuturor celor ce, sau majorității dintre cei ce suntem aici. Femeia aceasta a avut o atitudine de perseverență. Și nu s-a lăsat intimidată și chiar când Domnul Iisus Hristos a bruscat-o așa și gnit-o indirect, femeia aceasta a rămas consecventă pentru că avea o atitudine pozitivă și în atitudinea pozitivă există o putere miraculoasă care îi atrage atenția lui Dumnezeu. Este femeia care l-a învins pe Iisus. De ce? A avut o atitudine pozitivă care l-a uimit inclusiv pe Fiul lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Aceeași atitudine o poți avea și tu. Aceleași miracole le poți avea și tu. Iisus Hristos nu s-a schimbat. El este același ieri, azi și în veci de veci. Fii atent, dacă ai venit aici cu o atitudine acră, îmi pare rău. Dar nu te lasă să pleci de aici cu o atitudine acră. Dacă ai plecat de aici cu o atitudine acră, ai fi un fraier. Pentru că dacă ai venit acru și pleci tot acru, ai venit deja. Dar în această seară putem toți, începând cu mine, pleca de aici cu o atitudine pozitivă. Cu atitudinea credinței adevărate. Cu atitudine, dacă vreți, a disperării când mă rog lui Iisus Hristos. Și cu atitudine a perseverenței. Să ne ridicăm.